de șanse favorite. Fac acest videoclip ca să vă arăt golul lui Dan Nistor. Așteptărilor noastre. Super gol. Noi, sincer, preconizam următorul scenariu, viitorul să fie echipa cu mai multă inițiativă, viitorul să fie echipa care să țină mai mult de minge, dar n-a fost așa. Și Dinamo să se chinuie. Și Dinamo să se chinuie. Dinamo s-a cam chinuit. Dinamo s-a luptat foarte mult și a făcut un pressing extrem de agresiv. A fost echipa care a alergat foarte mult în această partidă, mult mai mult decât viitorul. Și am văzut un aport fizic impresionant al acestei echipe. Acesta a fost cu resurse, după cum spuneam noi, valorice, tehnice, destul de reduse. Și acesta a fost și episodul. Dinamo s-a modificat, a arătat o echipă, tactic și